Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Just Cause 3. Episodul ăsta suntem cu vacile. Nu le-am lăsat încă, am luat mașina aia miștoacă. Și mă gândeam că le-ar sta bine puțin așa la aer. Dacă știți la ce mă refer. Și putem să le ridicăm, bam, lift. Ambuscadă! Fii atent! O vacă pe mașină niciodată nu strică! Ia o casă, ia ta. Hai că-ți dau și ție una, nu pleci fără. Iau și tu barusane, hai. Aveți grijă de ele, vă rog, eu le-am plimbat, am cheltuit benzină cu ele, adică... Vă rog așa frumos, nu? Bă, deci mașina asta e crimă, frate. E prea crimă mașina asta. Uite. Mamă, cum se duce, cum se aude, cum e! Vreau să mai găsesc alte animale. Am zis că episodul ăsta o să facem misiune. O luăm înapoi, cât avem de mers. Ok. Tragem puțin aici și să vedem ce avem de făcut. Cum aș putea eu să dau zoom? Uite aici, bam. Pe bune? Cred că trebuie să dau cu rotița. Nu știu exact ce am apăsat. Ok, pe minus. Vai cât e mapa. Vai! Vai! Ce? Ce? Băi, și uitați-vă cât e partea asta! What the fucking fucka? Why? Bă, da, m-am plimbat ceva. Eram în baia. Cum sunt feno. That's nice. Într-un fel sau altul. E imensă mapa, frate. Imensă. Mai am misiune aici. Liberty to unlock. Mission rewards. Nu știu ce e aici, nu știu ce e aici. Dar mai bine ne băgăm noi și ne batem și facem chestii decât misiuni. De ce să facem noi misiuni? A, 90 limită. A, 90, mă, deci poți să mergi cu 120, cam așa. Iar intrăm în tunel. Bă, deci îmi place mașina asta la nebunie. Cred că o să plec după insula asta de aici, că e mică și n-ai prea multe chestii. Bine, ea e șmecheră. Dar mă refer la faptul că sunt și mai șmechere. Pun de sunt aici, mă duc... Nu știu cum să ajung. Ok, m-am speriat, credeam că o să-mi dea crash. Așa mi-a făcut când îmi dădea crash înainte. Dar acum nu mi-a mai dat, mă joc de... 57 de minute și nu mai, dar crash, pic de crash. O să mă întorc ca să mă duc la portul ăla sau ce-o fie, cred că pe aici. Bitch! Get out the way, bitch! Asta a decurs rapid. Oh, God. E nasol cu camera, e puțin cam nasol cu camera. Dar în rest, iubesc jocul ăsta. Mașina mea. Prețioasa mea! Fă. Ok, o să mă duc să fur... să fur o barcă. Că iau foc. Perfect, perfect, mă, nenic, perfect. Hai, mă, ieși, mă! Bă! Pă bune? Mamă, ia puțin până să plece de pe loc. Bă, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri pentru seria asta. Adică dacă vă place. Trebuie să fur o barcă. Hai că m-am lăsat prea jos. Ok, le-am cam pierdut. Uite-o pe asta. E ok, e ok, e ok. Merge bine și așa. Bă, ce? What? Cum am făcut chestia asta? Bun, hai să ne orientăm pe mapă. Vreau să merg către... Ăla-i fum acolo. Da. Către zona mare. E chiar în față. Da. Aici vreau să merg. Deci, chiar în față. Asta care o vedem acum, mare. Ok, o să mergem. Îmi place când scrie că intri în altă. De-abia aștept să apară multiplayer-ul pentru ăsta. O să fie prea șmecher.
Dar să sperăm că o să apară destul de curând. Acum, deci, ce vreau eu să fac ca scop? Să găsesc o fucking eoliană. Aici ai knot sau noduri, parcă erau în română. Da, noduri. Băi, deci mapa e imensă. Mamă, păi, bă, acum e ora 2 noapte. Mâine, mamă, rup jocul. Pai! Dubea aștept, cred că o să am 20 de filmări. Bă, deci dacă vă place și susțineți seria, o să vă pun undeva la 5 clipuri pe zi, că mai am foarte multe clipuri cu alte jocuri, că au fost 4 zile alea libere și mă jucam, adică chiar am avut chef să mă joc și filmam, știi? Și dacă vă place jocul ăsta și strângem, nu știu, 1000 de like-uri pe clip, eu vă pun 2 clipuri pe zi. La al doilea poate să se strângă și 700 de like-uri și 600 și 500, dar dacă la primul se strâng 1000, eu vă mai pun un clip. Sau și 800 și 900, dar 1000 mai bine. Ăla e un rechin? Nu. Oare există rechin? Nu știu, vreau căprița aia să mă joc cu ea. Deci, dacă chiar vă place seria, dați acolo un like, că nu durează mult. Și eu o să vă pun mai multe clipuri. Fuuu, ce șmecuțe. Prima dată erai strâmtă. That's something. Bă, vrea să-l iau. Pam. E ușor, n-ai, pe ăsta-l iei. Vreau să-l duc sus. Hai, mă. Nu știu de ce mai exact vreau eu să-l duc sus, dar... Opa, stai că-l furăm. Vreau să-l duc sus, pur și simplu. Cred că am legat pământul. Da, am legat pământul, aparent. Hai, mă, tati, mă. Bă, dar de ce? O să o iau după mașină, după. În caz de mai vreau să mă plimb pe apă. Să o am după mine. Bine, glumesc, nu o să țin acum. Vă dați seama. Acolo puțin. Uite șoseaua. Tir! E un fucking tir! Ce? What? E un tir. Pă bune? Nu. A luat foc. Pleacă de aici. Wow. Chiar că explodează foarte frumos. Bă, ce bine arată tirul ăsta. Zici că e Eurotruck, lol, ce bine poate să arate. Pot să iau asta. Remorcică. Nu văd. Zici că e de aia, de avioane. Sunt curios dacă, gen, cu cât merg mai mult pe asfalt, se curăță cauciucurile. Mă iau pe aici. Că acolo mă duc spre aia și nu vreau. O luăm pe aici așa. E un tip cu motocicletă frumoasă. Îmi pare rău, tipule, cu motocicletă. Așa am pățit și eu și am ieșit de pe drum. Bine, tipul n-a căzut, eu am căzut. Bă, ce șmecher e. De ce presim că jocul ăsta? Cine? Capriță. Salut! Oh, nu mai fugi. Bă, îmi trage tirul, ești nebun la cap. O iau. Așa. Bă, de ce am făcut chestia asta? Vreau să apăs shift. Bă, tirul. Tirul meu. Tirul! Vacuța, nu! De fapt, e căpriță. Nu se ține. Fii atent că le rupe. Oh, God. Bă, nu! Că! Nu! Oh, God! A călcat-o. Vai.
Nu. O să deportez puțin mașina. Mașina asta o să stric o grămadă chestii. Nu, n-aveți idee cât o să stric. M-am urcat pe căpriță. Am prins-o undeva la roată. Oh god, my god. Deci eu am ceva cu animalele, aparent. Bine, șmecher, știi? Hai căpriță. Mergem în oraș, te duc o tură, te scot la ceva. Bă, nu vezi că ta mașina sunt unte, vașca, bău. Te depășești o capră nasol de tine, băiatul. Bă. Nino simt, vreau să zic. Stai să vezi când intru în curba asta cu ea pe acolo. Bă, da, cu calc eu. Mă, iar-i camera asta ca naiba. Mi-a luat foc. Ce naiba s-a întâmplat? This is Patrick. No, this is Sparta. Ce naiba nu merge? De ce? Ăla-i. Acum am uitat eu vreodată de o eoliană. Ok, e ok și asta. Ce mașină e asta? Buggy Delivery. Ah, sunt misiuni de-astea. Nu știu cum să le zic. Care le găsești să le faci pe mapă, de exemplu. Ok. Uite, nu vreau de mașină, dar e ok. Ok, trebuie să mai exersez la asta. Bă, mă duc pe muntele ăla și-mi dau drumul pe tot orașul. Asta n-a sunat deloc bine. Și o să mă bușesc. Nu, acum o să mă bușesc. O să mă lovesc, pardon. Uite o văcuță, paște fericit. Vin eu ca dobitocu și o leșin un pic. Hopa, salut. Ce faci? Pistole în cap! I probably should stop doing that. No, nu, n-ar trebui, prietene, crede-mă. Distracția abia a început. Oh, man! Am o idee, să fac o catapultă din vacă. Vacă, vine înapoi. Bun, făcuță, stai aici. Și eu o să mă duc acolo să privesc. Și o să facem o catapultă din vaca asta. Capcană. Deci facem așa, fiți atenți. Vine vaca. Și dăm! În copac i-am dat! Câte puncte iau are pentru chestia asta? Mamă, câte animale! Câte animale! Băi, căpriță sau un cerb? Ce e chestia asta? Cred un cerb. Ce-o fi? Căprioară! Căprioară! Tărâm! Ce frumoasă e ea! Ce frumos paște în rasa Dumnezeului! Stai pe loc! Vei? Ce-o faci cu mâna ta? Ce-o faci cu mâna ta? Să pun ăsta pe tine și te-ai dus. Am luat-o. Te-ai dus, pădic. Sau am luat-o buleală. A scăpat, cred că, mă. A scăpat, mă. Ori e lată pe aici, pe undeva, prin boschete. Dar cred că a scăpat. Mă mai ca sigur. Ok, ceva prozar sau ce-o fi ăla. A, ok, deci așa cred că te ridici. Hai mă că... Am deschis-o greșit. Să zic așa. Nu cred că trebuia să dau pe aia.
Ok, bun. Sunt destul de... Băi, băi, dar e foarte frumos jocul. Uite ce... Bă! Mamă. Deci încă e hype-ul ăla la mine, cam primul minut în care am intrat în joc. Wow. Cred că e o bază militară sau... Habar n-am, nu știu, nu pasă. Uitați cât de frumos poate să fie. Vai, ce șmecherie. Ok, o să facem în felul următor. Aș vrea și eu, dar în realitate, să mă dau cu el, dar mai că îmi rup gâtul mai și mor. Vă las fără clipuri. O să mergem așa, deasupra șoselei. Are un tractor acolo? Nu, e o mașină agricolă. E o mașină agricolă, prietene! Bag văcuțe în ea. Mamă, încarc pasta cu animale, știi cum o fac? Vai, 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 vai. Gata, e a mea. De ce mulțumesc? Mi-au zis numele și mi-au mulțumit că ce, că le-am furat mașina? Bă, mi-ar plăcea să fie așa și în realitate. Văcuță, nu te mișca. Nu o să te doară deloc, nu o să simți nimic, decât o să fii puțin, puțin plimbată. Atâta tot, nimic, nimic grav, nu o să face. Nu e cum am așteptat, dar e ok. Și ea, putem să o ridicăm. Una pusă! Ok, mai avem. Hai și tu, nu fi timidă. Vino aici, alăture-te prietenei tale. Oh, încet. Înțeleg, înțeleg că vrei neapărat, dar încet, cu calm. Nu ne grăbim. Bagă capul acolo să nu cazi. Ah, ok, dacă nu vrei, nu vrei, asta e. Nu te oblig, măi. Nu te oblig. Hai să luăm și o căpriță. Căpriță, nu fugi. Căpriță. Fuuu! Mamă, bă, da. Așa nerăbdătoare sunt astea, bă. Stai cu ea mașina la vale. Îmi place că pot să oprez. Dar nu sta acolo, măi. Am zis scot, bam. Dar e vaca asta, ciungă. Mie că-mi și bubuie mașina. Bă, ar trebui să pun... Nu, că după o fărăm de tot. Cum am putea noi să o ridicăm foarte ușor? Uite, eu o prind pe aici. Ușor, ușor, ușor. Stai, stop, Vasile. Nu, nu fi rău, Vasile. Nu pleca cu marfa mea, bă. Adică, puțin respect, naiba. Stai că nu e bine, că... Făceam pagube dacă făceam așa. Uite, mă. I-am prins capul acolo, dar nu vrea să urce. Pur și simplu, îmi place că eu pot să... Pot să împing mașina, știi? Bine, mă, uite cum facem. Te urc. Shift. V. Ăla-i, mă, tata, mă. Cât avem? 3. Bun, hai să mutăm mașina. Să ne ducem mai aproape de marfă. Stați acolo, mă, nu fiți timide, nu vă fac nimic. Bă, stai, mă, pe jos. Să nu te lovești, dragă. Să nu te lovești, atâta tot. Băgând și un om? Ar fi ceva. Bă, se mișcă volanul. Mamă, ce e aici, coadă? De ce, mă, Elena, să se miște. V-ați găsit, să veniți. Hai să plecăm, le ducem la piață să le vindem. Bă, pe bune, chiar au făcut denivelări pe drum și mai chiar. O să urcăm pe drumul de sus, le ducem. Frumos, vindem. În fine, cam atât a fost și cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu o să-mi continui misiunea episodului următor să umplem asta cu animale și să facem, nu știu, porcării, de-abia am luat jocul, logic. Și se pare că o văcuță deja s-a cam lovit puțin, a intrat pe acolo, prin obloanele astea ce-or fi ele. Na, în fine. Ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!